Bun venit la Starea Libertății. Rar am privit o măsură cu atâta mirare și cu atâta admirație. Administrația Berlinului urmează să înghețe prețul chiriilor în metropola germană vreme de 5 ani. De ce? Simplu, pentru că prețurile au luat-o pur și simplu razna. Pentru că explozia chiriilor n-are legătură cu nimic economic care să țină de viața oamenilor. Mare supărare mare din partea deținătorilor de imobile, vă dați seama. Dar mare bucurie mare din partea cetățenilor. Și mă gândeam că, da, domne, cam în felul acesta ar trebui să vedem actul de administrație. Asta așteaptă cetățenii peste tot. Sincer, m-am cam săturat ca toate, dar toate măsurile care se iau la noi să țină cont de mediul de afaceri. Dar ce zice mediul de afaceri? Dar ce crede mediul de afaceri? Vai, dar cum ar vrea mediul de afaceri să procedăm? Să ne înțelegem, la început și la sfârșit trebuie să vorbim despre oameni. În Germania, în ultimii 10 ani, prețurile chiriilor s-au făcut mai mult decât duble. De-aia măsura asta pare ceva atât de natural ca act de administrație, de guvernare. Bă, gata, intervenim. Să ne gândim la chiriile noastre din București, din Cluj, spre exemplu. Să ne raportăm la salariul minim sau la salariul mediu. 650 de euro este salariul mediu în România. Plătiți o chirie și trăiți cu acești bani în România? Bineînțeles, vorbim de tineri, da? Vorbim de profesori, de medici aici. De ce spun asta? Pentru că avem mari așteptări de la tineri. Să citească, domne, și ei o carte. Haideți să vă zic de o carte, chiar vă recomand. Exilul imposibil, Stefan Zweig, La sfârșitul lumii. Un volum superb despre unul dintre cei mai adulați scriitori ai lumii. 54. Ce, 54? De lei. Atât costă, 54 de lei. Ce le mai spunem noi tinerilor? Mergeți, bă, la teatru! La Odeon, la piesa Avalanșa, bilete de la 33 de lei în sus. Am fost de curând la Național. 130 de lei biletul. Două persoane, ai pus-o. Nu, n-aveau locuri în picioare, am întrebat, vă dați seama. Să vă mai zic ceva. Cel mai mare proprietar de imobile din Berlin este compania Deutsche Wohnen, cu o cifră de afaceri de 12,4 miliarde de euro. Iar aici politicul urmărește să intervină cu alte măsuri, cum ar fi mărimea unei astfel de companii. Nu de alta, dar la o asemenea putere, jocul pe piață e deja unul de superforță. Și să nu uităm, vorbim de viețile oamenilor și de dreptul la locuire. Altfel, pentru România, cifrele locuirii arată groaznic, iar tabloul e horror. 65% dintre tinerii români trăiesc în locuințe supraaglomerate. Vorbim despre cel mai mare procent din UE. Dacă te uiți la ce chirii sunt în marile orașe de la noi și la ce salarii avem, nici nu te miri că mulți tineri locuiesc cu părinții în două camere și la 30 de ani. Lucrurile nu stau deloc bine pentru noi, pentru români, nici dacă vezi că o familie formată din doi adulți și doi copii locuiește în medie în doar 44 de metri pătrați față de 116 metri pătrați media europeană. Altfel, na, știți cum e. Știm cu toții. E greu până te obișnuiești. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.